Salut! În urmă cu 3 săptămâni, mai precis în data de 22 mai, v-am prezentat un piersic afectat 100% de monilioză și bășicarea frunzelor. Este un piersic al unui vecin de-al meu, un piersic care nu a fost tratat niciodată. După cum se vede, la 3 săptămâni distanță, după aplicarea tratamentului cu score și Karate Zeon, pomul și-a revenit foarte bine. Temperaturile pozitive și umiditatea l-au ajutat, a lăstărit din nou, sunt prezenți noi lăstari, frunzele sunt bine dezvoltate și ar fi nevoie de încă un tratament cu score împotriva bășicării frunzelor. Dar asta rămâne la latitudinea proprietarului. Dar pomul și-a revenit spectaculos. Este evident că tratamentele potrivite aplicate la timp, tratamentele specifice, dau rezultat. Pomii își revin, dar este mult mai bine să prevenim o infestare masivă a acestora cu boli și dăunători decât să tratăm. Dar chiar și în această situație în care nu s-au făcut tratamentele necesare la timp, mai există o șansă. Așa că facem tratamentele la timp și pomii vor răspunde, vor rămâne viguroși, sănătoși și în vegetație, producând astfel fructe mari și sănătoase. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!